Majoritatea adulților au impresia că luarea deciziilor are loc la o vârstă mai târzie. În schimb, este o abilitate care se poate construi de la o vârstă timpurie, de exemplu, de la vârsta de un anișor. Când copilul începe să diversifice mâncarea, putem să-i oferim posibilitatea de a alege între a mânca morcov, de exemplu, și a mânca mazăre. Este foarte important să cunoaștem așteptările pentru fiecare vârstă și ce tipuri de decizii pot lua, astfel încât copiii să nu simtă presiunea de a lua decizii care pot fi prea importante sau pot avea consecințe grave în unele cazuri. Este de recomandat și este de ajutor ca în momentul în care copilul conștientizează că face niște alegeri, să-i se explice care este procesul de luare al decizii. Pasul întâi, foarte important, să ne oprim și să ne gândim la ce urmează să se întâmple. Asta o să-l ajute pe el, ca viitor adult, să nu fie pripit și să se gândească la ce consecințe vor avea sau ce urmări vor avea deciziile pe care le va lua. Astfel că nu este de preferat să-i spunem, ok, ai de ales între asta și asta, o faci acum. Hai să dăm timp copilului de a se gândi la ce decizie va lua și să le explicăm că după ce a luat decizia respectivă, se va întâmpla asta, care este procesul și urmarea în unele cazuri. Dacă tu alegi între asta și asta, care sunt variantele? Pentru că uneori noi ca adulți avem tendința de a-i percepe pe copii ca niște mini-adulți, dar trebuie să înțelegem că luarea deciziilor și oportunitățile, șansele trebuie să fie în acord cu nivelul lor de înțelegere, în primul rând, și dezvoltare orală. Este important să avem o bună înțelegere a ce tipuri de alegeri să le oferim copiilor, astfel încât ele să fie conforme cu vârsta. Astfel că nu ar trebui să le oferim prea multe alegeri dacă ei sunt la vârstă timpurie. La un anișor nu pot să-i spun un copil, alege cu ce vrei să te îmbraci astăzi, de exemplu. Tipul de alegeri și numărul de alegeri pe care le are va crește odată cu vârsta. Este important să fim autentici și realiști. Copiii ne pot codifica foarte repede și pot citi dacă noi suntem autentici sau nu, astfel că este important să nu le oferim false alegeri. De exemplu, dacă îi spun alege între a te juca cu Lego și a merge să citești o carte, să mă aștept că el să zică, aleg să mă joc cu Lego, că voi primi un nu. Astfel că dacă el ne oferă varianta de răspuns pe care noi nu ne-o doream, să nu o facem pe să se simtă vinovat că a luat o anumită alegere. Luarea deciziilor este un proces care implică mai multe arii de dezvoltare. Este un proces emoțional, pentru că asta presupune ca copilul în timp să-și asume anumite decizii și anumite consecințe. Este un proces cognitiv, pentru că copilul va învăța că sunt niște pași de urmat atunci când iei niște decizii, te gândești la ce urmează să se întâmple, de ce aleg să fac asta, ce consecințe vor fi. Este o etapă care începe de la o vârstă timpurie. Nu trebuie să așteptăm ca el să fie în școală, de exemplu, pentru a fi independent. Trebuie să ne gândim că baza personalității și a caracterului se formează până în 4 ani, astfel încât copilul are abilitatea de a lua anumite decizii. Dacă el are dificultăți în această zonă, atunci trebuie să ne gândim la cum putem fi un bun model pentru el, pentru că copiii învață prin imitație cel mai mult și prin a avea modele de adulți care iau decizii în jurul lor.